Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă voi face predicțiile pentru ziua de mâine, 20 februarie, cu cărțile de tarot, cu tarotul arcanelor majore. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu îngerașii, îngerașul cu mâna la gură, îngerașul cu mâinile la urechi și îngerașul cu mâinile la ochi. Deci prima variantă, a doua sau a treia. Și să vedem ce spun cărțile pentru ziua de mâine. Aici ne apare, poate unii dintre voi vreți să plecați undeva, să fiți, să vă luați un concediu, să stați singuri, să meditați, aveți nevoie de mai multă reflexie, atenție și la anturaj, să nu vă bazați pe prieteni prea mult, încercați să vă bazați mai mult pe propriile forțe. Și să vedem pentru prima variantă cum este ziua de joi, 20 februarie. Să vedem ce evenimente vor fi, la ce vă puteți aștepta atât din punct de vedere profesional, cât și relații, dragoste, sentimente, bani, sănătate și care va fi vibrația generală a zilei sau concluzia zilei de mâine. Aici, unii dintre voi poate aveți grijă să nu cumva să vă răsturnați, să vă întoarceți, să aveți noroc. Dar puteți să aveți și o veste neplăcută care să vină pe neașteptate. Dacă sunteți atenți, puteți să scăpați dintr-o situație datorită norocului vostru și faptului că știți că să aveți grijă la accidente, să aveți grijă la certuri, discuții. Pot să vă vină vești neașteptate care să vă dea peste cap, dar în același timp aveți și noroc totuși. Sau poate să fie acea nenorocire care se întâmplă să fie spre norocul vostru, acum depinde ce situație, poate să fie o veste mai neplăcută. Aici, din punct de vedere profesional, trebuie să fiți atenți la certuri și la discuții, la intrigi, la lucruri ascunse, dușmănii ascunse, deci la servici, cu profesia, cu cariera, cu studiile, ce aveți voi mâine, da? Ce faceți voi mâine. Mai poate să fie vorba că poate unii dintre voi vă veți ocupa mai mult de copii sau poate de lumea ocultă sau poate că veți fi mai creativi sau poate într-o stare de visare. Aveți grijă că poate nu aveți prea mult chef de multă muncă, să zic așa, pentru că aveți niște melancolii, niște tristeți. Da, aveți așa, poate vă scade, nu aveți așa mult moral prea ridicat, prea bun, prea sunteți prea pozitiv, da? Deci aveți așa o stare mai fluctuantă mâine, sunteți când mai reci, când mai melancolici, când mai nervoși, da, mai agitați. Atenție că am zis că există niște provocări, poate să fie niște certuri, niște discuții cu cineva. Sau poate sunteți voi într-o stare de visare sau poate că vă faceți iluzia asupra unor situații din punct de vedere profesional, ce aveți voi de rezolva mâine cu profesia, cu cariera sau cu aveți grijă cu ce promisiuni, cu pe cine vă bazați, dacă v-am zis din tăiere că trebuie să vă bazați pe propriile forțe, nu pe alții. Din punct de vedere a relației, aici pentru unii mi-a apărut balanța, justiția. Aici mi-a apărut, poate că pentru unii se încheie o relație, e posibil acest lucru să întâmple, să vă încheiați o relație cu cineva, dar poate într-un mod amiabil. Puteți, aveți șansa să o încheiați într-un mod amiabil, trebuie să fiți voi mai echilibrați, mai calmi, da? Pentru că balanța și mai corecți, mai cinstiți. Și cu voi și vă și cu cealaltă persoană, da, în relația care sunteți. Iar pentru cei care sunt singuri, aici va trebui poate să fiți voi mai calmi, mai echilibrați, mai poate chiar vă veți întâlni cu o balanță, veți cunoaște o balanță, dar poate să vă aducă o situație să vă simțiți în armonie, să zic așa, să aveți o întâlnire plină de armonie cu cineva. E posibil și acest lucru. Din punct de vedere al banilor, aici aveți succes, pentru că aveți și stelele, cele ce spune că vă sunt favorabile stelele să câștigați niște bani. Sau câștigați bani datorită profesiei pe care voi o aveți, o faceți, e în destinul vostru. Adică voi aveți niște daruri, talente, prin care obțineți bani, pentru că sunteți practic destinații, scris deja din stele, ca de naștere, v-ați născut cu niște talente născute ca să câștigați în felul acesta niște bani. Spre exemplu, deci vă vin bani datorită aptitudinilor voastre, talentelor voastre sau carierei pe care o aveți, ca și v-ați urmat destinul vostru, steaua, sau poate vă duceți prin de la niște drumuri, să zic așa.
vă vin niște bani. Puteți să fie și așa. În orice caz, aveți succes de bani. Deci mâine cu banii nu va fi o problemă să nu vă faceți teamă, să nu vă fie teamă că nu veți reuși. Veți avea chiar oportunități. Să le mai vorbesc că vi se îndeplinește niște dorințe, poate, legate de bani. Va fi o zi, să zic așa, liniștită în privința în care vi se încheie o perioadă dificilă cu banii. Începe să se, în sfârșit să se liniștească și la voi apele. V-ați terminat de plătit datoriile, facturile și acum sunteți într-o perioadă mai calmă din acest punct de vedere. Sau aveți niște investiții care încep să dea rezultate, spre exemplu, pentru unii. Din punctul de vedere al sănătății, aici mi-a ieșit că apar noutăți. Poate vă vine rezultatul la un examen, la niște analize, vești bune legate poate de o intervenție chirurgicală care vi se programează să, deci vi se spune că deja că ați fost acceptat să faceți acea intervenție sau că v-am zis, nu ce caz, e o stare de vindecare, da? Deci se rezolvă problemele de sănătate. Aici vă vin, sunteți într-o perioadă favorabilă că va ieși aici stelele care îmi vorbește despre faptul că banii nu sunt o problemă pentru voi ca să vă rezolvați și problemele de sănătate. Doar aici cu relațiile sentimentale și cu profesia trebuie să fiți totuși mai atenți că sunt și niște lucruri ascunse și trebuie să fiți și voi corecți și drepți, cinstiți sau justiția, se face justiție în viața voastră, se face dreptate, să zic așa, într-un fel sau altul. Ca și influență generală aici mi-a părut nebunul. Nebunul e așa ceva nou care poate să înceapă în viața voastră. Vă vine o idee, poate vreți să plecați la drum, să călătoriți. Se întâmplă lucruri pe neașteptate, da? Deci de la un moment la altul se schimbă lucrurile, poate deci acum e rece, imediat se face caldă, acum e bine, imediat se face și mai bine, sau se întâmplă lucruri așa, noutăți apar pe neașteptate în viața voastră, apare poate chiar și situația să aveți o aventură, care sunteți deja într-o relație, vi se pune pata pe altcineva sau tocmai de aceea poate aveți această discuție în relație, pentru că vi s-a pus pata pe altcineva și atunci este foarte posibil să vă despărțiți de partener din cauza unei alte persoane. Dar e posibil ca aceasta să fie doar o aventură, da? Și atunci să aveți de suferit. Adică rămâneți și fără unul și fără altul. Este o experiență de viață care vă va aduce lucruri frumoase. Nu spun că nu vă aduce și lucruri frumoase, dar nu e destinată să dureze. Pot să apară și câștiguri pe neașteptate, investiții care să dea roade, că am spus și aici de la bani, că mi-a ieșit același lucru. Deci apar reușite pentru voi. Deci aveți o zi plină de noutăți. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales prima variantă. Și haideți să vedem și pentru a doua variantă, varianta îngerașului cu mâinile la urechi. Să vedem la voi cum va fi ziua de joi, 20 februarie, la ce vă puteți aștepta. Care este vibrația generală a zilei, concluzia. La voi se poate întoarce în favoarea voastră o situație. Puteți să primiți niște vești neașteptate, să aveți niște noutăți bune, pozitive, să se întoarcă cineva la voi din trecut sau cineva din trecutul vostru să-și facă din nou simțită prezența, sau să vă caute cineva din trecutul vostru sau cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult. Profesional va ieși bine, va ieși stelele, ceea ce spune că stelele vă sunt favorabile, profesional vă urmați destinul, puteți să aveți succes, să vă împliniți un vis, să străluciți, să fiți răsplătiți pentru ceea ce faceți, să fiți mai în centru atenției, ca să zic așa, deci mâine mi-a apărut energia fecioare. Din punct de vedere relațional, aici în schimb mi-a apărut diavolul, ceea ce îmi spune că veți avea o tentație, poate veți fi magnetizați, așa zicem, de o anumită persoană, atrași de o anumită persoană fizică, e o atracție fizică, magnetică, deci, sau sexuală, deci nu e vorba de iubire aici, ci mai degrabă de o dependență, de sex, de chimie, să zic așa, a simțurilor. Totuși trebuie să fiți atenți cu această persoană pentru că diavolul e diavol, da? Deci vă provoacă, vă incită și apoi vă creează o dependență, da? Vă manipulează pentru ceva, pentru un scop. Da, deci trebuie să aveți grijă aici. Pentru cei care sunteți într-o relație, posibil să aveți tentația să vă înșelați. Deci asta să fie practic, că diavolul reprezintă tentația, ispita. Sau atenție, am spus la o persoană care manipulează. E vorba de un scorpion capricorn. Văd aici energia scorpion capricorn sau cineva care are ascendent în aceste zodii sau are luna în aceste zodii.
la data nașterii. Din punct de vedere profesional, nu, cu banii mi-a ieșit soarele, ceea ce spune că veți avea succes maxim, da? Deci dacă v-ați propus să câștigați bani mâine, reușiți, vindeți, cumpărați, nu știu ce faceți, acțiuni, ce aveți voi acolo, vă vin banii de care aveți nevoie, deci aveți vești bune legate de bani. Da? Deci aici e succesul garantat pentru bani. Din punct de vedere al sănătății, aici trebuie poate să fiți voi mai atenți la viciile voastre, la defectele voastre, să zicem așa, de alimentație, de comportament, poate că, pentru că mi-a ieșit, îndrăgostiți, dar mi-a ieșit într-o poziție răsturnată și atunci îmi spune că lucrurile stau puțin diferit față de cum ar fi trebuit și atunci trebuie cumva să fiți mai atenți că poate sunteți într-o stare de v-a scăzut energia sau v-am zis pentru că aveți poate prea multă energie care dă pe din afară, da? Deci poate să fie vorba că sunteți mai nervoși, poate să sunteți într-o stare de depresie, de agitație, puteți să faceți atacuri de panică, aveți ceva, poate se face rău din cauza sentimentelor, că aici din sfera sentimentală poate să fie o stare de rău, da? Deci vă influențează aceasta, aveți grijă cu acest diavol, această manipulare, da? Deci ceva aici se poate întâmpla, există poate certul că diavolul mai reprezintă și provocări, da? Mai poate reprezenta să nu vă certați din punct de vedere sentimental și atunci o să aveți această stare de rău, această panică, da? Se poate că vă certați, vă amenință, vă insultă și atunci vă dă peste cap, da? Pentru că și aici mi-a apărut ca și influență generală, ca și concluzie, ca și vibrație generală a zilei, mi-a apărut turnul, ceea ce spune că pentru unii e posibil să existe scandalul, certul, violență verbală, fizică sau chiar să ajungeți la divorț, la despărțire, da? O veste neplăcută, ceva vă dă peste cap. Deci, profesional și cu banii vă merge bine, dar sentimental voi aveți și cu sănătatea aici ceva care nu vă este ok, da? Deci, ceva aici vă poate da neplăceri. Și atunci va trebui cumva să fiți voi mai înțelepți și să încercați să vă țineți sub control nervii, da? Să vă țineți, să vă calmați, să respirați de mai multe ori, să încercați cumva, vedeți aici, vă pune și mâinile la urechi, da? Nu vreți să auziți ceva, deci voi refuzați să auziți anumite lucruri, să le înțelegeți, ca să zic așa, da? Deci poate va trebui cumva să încercați să le și înțelegeți. Atenție și la accidente, să nu dea în voi, să nu cădeți, să nu vă loviți, pentru că și aici l-am zis la sănătate că poate fi afectată. Cam asta e și pentru cei care și-au ales a doua variantă a îngerașului cu mâinile la urechi. Haideți să vedeți și pentru a treia variantă cu îngerașul cu mâinile la ochi, să vedem pentru voi cum va fi ziua de joi, 20 februarie, la ce vă puteți aștepta din punct de vedere profesional, relațional, sentimental, cu banii, cu sănătatea și care este concluzia, vibrația generală a zilei de joi, 20 februarie. La voi aici mi-apar niște noutăți, niște vești pe neașteptate, poate bune din partea unei persoane din trecutul vostru, poate cineva să vă caute, să întoarce la voi. Mi-apare aici și influența unui bărbat, poate tată, soț, prieten, șef, nu știu, cineva care vă poate sprijini, sfătui, interveni pentru voi sau într-o relație în care sunteți sau aveți puterea să cunoașteți pe cineva cu care veți avea o relație la nivel spiritual. Mai mult, să zic așa, care vă puteți înțelege bine, să aveți o relație de respect reciproc. Din punct de vedere profesional, dacă sunteți femei aici, orică contează o femeie la serviciul vostru, la ceea ce faceți voi, o femeie are o importanță, vă influențează bine sau rău. Această femeie, o femeie puternică, o femeie independentă, o femeie cu autoritate, o femeie inteligentă, o femeie care poate, pentru ea contează foarte mult munca intelectuală, poate să fie o cheamă intelectuală, sau o femeie care dorește poate să studieze, să se dezvolte, să-și facă o afacere, sau să fie mamă, soție, sau este mamă, soție, sau sunteți voi. Și va trebui să vă demonstrați calitățile, inteligența la serviciu mâine, da? Să vă puneți în valoare și feminitatea, dar și mai ales inteligența. Aptitudinile, să zicem, intelectuale, da? Deci cunoștințele intelectuale, ceea ce știți voi. Sunteți mai creativă, veți da dovadă de mai multă creativitate, poate, deci veți avea mai mult randament mâine. Și succesul, deodată, vi se recunosc poate niște merite, veți fi promovate,
mă rog, promovați, sau bărbați, dacă sunteți, poate aveți influența acestei femei și vi se cere și voi, la rândul vostru, să dați dovadă de mai multă inteligență, de să vă puneți în valoare, pentru că această femeie își dorește la nivel de intelect să aibă, să zic așa, o anumită înțelegere. Foarte mult la nivel intelectual o interesează, cum e o femeie foarte logică, analitică, da, care gestionează bine situația, poate să fie chiar o întreprinzătoare, o manager sau, mă rog, director de bancă, de afaceri, de ce-o fi, patron, etc. Din punct de vedere relațional și la voi va ieși diavolul. Aici va ieși împărăteasa, mi-a ieșit balanța la profesie și carieră. Iar la relații mi-a ieșit scorpion, capricorn, influența acestor zodii, sau, mă rog, ascendentul în aceste zodii, sau cine are luna în aceste zodii, după data nașterii. Și diavolul vorbește ca așa, ca o persoană care poate sunteți manipulați, poate în relația în care sunteți, sau aveți tendința să manipulați, sau sunteți atrași foarte mult fizic de o anumită persoană, sau aveți tendința să înșelați partenerul, partenera, pentru că vă atrage o altă persoană, da? Să-ți atrage de o altă persoană, sau atenție la discuții, la certuri, la scandalul, pentru că diavolul mai scoate și lucrurile negative din om, știți, vă provoacă. Și poate să nu ajungeți la discuții de violență verbală sau fizică, chiar să vă lovească sau să loviți, să fiți mai nervoși, mai agitați, da? Scoateți flăcări pe nări, să zic așa, da? Sau antevanți atenție totuși la manipularea niște dependențe, poate de sex, să zicem, da? Pentru că diavolul are mai mult dependență de genul ăsta, adică el manipulează pentru ca să obțină ceva, niciun caz sentiment nu intră în această relație aici. Sau poate să fie o pasiune puternică, dar e mai mult legată la nivel fizic decât psihic, spiritual. Da? Deci, din punct de vedere spiritual, psihic, mai degrabă scoate răul din voi, nu dragostea, le scoate mai mult ura, să zic așa. Deci, vă scoate, vă atâță, vă scoate în evidență tot răul din voi, îl scoate la suprafață. Sau voi îl provocați diavolul din alta, vedeți voi mâine. Din punct de vedere al curbanii, aici mi-a apărut cartea împăratului. Împăratul sau Zodia Berbec, corespondentul Zodiei Berbec sau cu ascendent în Berbec, aici am vorbește poate despre influența unui bărbat legat de bani. Deci, poate un bărbat poate să joace un rol important în câștigarea veniturilor voastre, bine, pentru bani. Să vă vină bani, să câștigați bani sau să aveți oportunitatea de a câștiga bani. Poate să fie un șef, un bărbat, sau vă câștigați bani prin intermediul soțului, partenerului de viață, spre exemplu, sau un bărbat, m-am zis, aici joacă un rol important pentru câștigurile voastre, sau vin bani de la un bărbat, poate să fie și o astfel. Deci, această bărbat poate să fie vorba și un tată, soț, șef, persoană cu autoritate, acum depinde și de anturajul lui, că el poate să fie o persoană puțin cam egoistă, depinde ce anturaj are, că dacă e o persoană care are un anturaj bun, el poate să fie o persoană bună, pozitivă, dacă are un anturaj prost, atunci aici lucrurile mai stau și diferit, că e influențat de anturaj și atunci schimbă caracterul, are un caracter mai prost. Din punct de vedere al sănătății, aici mi-a ieșit săgetătorul ca și zodie, influența acestei zodii. Carul îmi vorbește despre faptul că voi va trebui să vă țineți poate sub control puțin impulsurile voastre, dacă sunteți mai agitați, v-am zis că va ieși și aici diavolul și va ieși, toate cărțile acestea sunt de, deci va ieși scorpion, capricorn, berbec, săgetător, sunt zodii puternice, da, cu caracter puternic, doar aici la profesie e o femeie care e puțin mai echilibrată, balanța ei are mai mult echilibru, să zic așa, deci este mai poate mai, dar depinde și de caracterul ei, ca să zic, dar în orice caz celelalte sunt mai puternice și atunci vă pot influența negativ, scoate din voi prea multă forță, mai mult forță masculină, ca să zic așa, puternică. Și aici vorbește de că orică plecați la drumuri, sunteți pe drumuri, aveți drumuri de făcut legat de sănătatea voastră, orică veți depăși problemele, dar va trebui și voi să vă țineți în echilibru, să zic așa, impulsurile, da? Și atunci veți să creați un echilibru între psihic și fizic. Și psihic, da? Este o... Posibil că pentru voi cu drumurile care le face să vă obosească sau să vă dea o stare de agitație, să fiți atenți și voi la provocări, că discuțiile, certurile pot să vă creeze probleme de sănătate. Iar ca și vibrație generală mi-a ieșit aici cartea judecății, ca și concluzie, și îmi spune că apar noutăți,
Deci vă vin niște noutăți, primiți niște vești. Cineva din trecutul vostru poate vă caută, vă se întoarce la voi. Pot veni niște rezultate, că legate de analize, că legate de servicii, de profesie, vă vine un rezultat pozitiv la ceea ce așteptați voi, la o cerere sau începeți să primiți vești pozitive după o perioadă în care nu le mai auzeați acele vești. Au întârziat să vină și acum încep să vină. Deci încep să apar noutăți pe neașteptate, vin vești. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cei care și-au ales a treia variantă, al îngerașului cu mâinile la ochi aici. Poate că voi trebuie să vedeți o situație, da? Pentru că poate refuza să vedeți o situație. Sau poate că va trebui să mai închideți ochii într-o anumită situație ca să nu vă certați. Depinde și de situația în care vă aflați voi mâinile, da? Deci trebuie să țineți cont că în momentul ce îngerașul pune mâinile la ochi, să iei cu mâinile la ochi, pentru un motiv este, orică trebuie să-și ia mâinile de la ochi, orică trebuie să-și le pună. Vă vedeți voi mâine, încercați să fiți și voi puțin mai deschiși la ce se întâmplă în viața voastră ca să înțelegeți lucrurile mai bine. Cam asta este tot ce pot să vă spun pentru ziua de joi, 20 februarie. Sper să vă fie de folos aceste predicții și să vă îmbunătățească ziua de mâine, pentru că acum știți la ce vă puteți aștepta și cum ar trebui să acționați ca să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi și să vă depășiți problemele sau să le rezolvați cu bine sau mai ales să le evitați, că cel mai bine să le evitați. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!